În această săptămână sunt disponibile în Mehedinți 151 de locuri de muncă. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au anunțat că se caută muncitori calificați și necalificați. Apicultor 1, asfaltator 2, agent de vânzări 2, conducător auto 1, capitan fluvial 5, cofetar 1, dulgher 5, electrician 2, femeie de serviciu 2, fierar betonist 6, finisori interioare 5, inginer constructor 2, instalator 3, lăcătuș mecanic 6, lucrător gestionar 1, lucrător drumuri 2, lucrător room service 2, lăcătuș construcții navale 4, marinar 5, macaragiu 5, maestru constructor 1 loc, muncitor necalificat pentru lăcătușerie 5 locuri, manipulant mărfuri 4, necalificat operator mașină de debitat 4, mașinist podrulant 2, muncitor necalificat, mașinist podrulant 2, muncitor necalificat pentru vopsitorie 2, necalificat pentru sudură 5, muncitor necalificat, operator sudură 2, muncitor necalificat, schelar 5, operator calculator 3, operator sudor mic 5, operator sudor flux 5, operator tăiere 2, operator robot sudură 5, sablator 1, sudor CO2 5, sudor VIG 1, supraveghetor hotel 2, schelar 5, stivuitorist 2, tâmplar universal 1, tubulator naval 1, timonier 3, tehnician proiectant 1, vânzător 3 locuri, vânzător ambulant 2, vopsitor industrial 2, 7 locuri de zidar și 2 locuri pentru persoanele care au calificarea de zugrav. Toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot adresa la sediul AJOFM din Drobeta, Turnul Severin sau la cele 5 puncte de lucru din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjul Mare sau Comuna Cujmir.